Dorian Popa a scos o piesă despre situația prin care a trecut. El merge mai departe și internetul reacționează. La început eram pușteam, man, habar n-aveam, nici nu mă gândeam că o să ajung toxicoman pe stradă. Și Cătălin Bordea spune mai multe despre fosta lui soție, care l-a înșelat cu Spike, cel mai bun prieten. Omul mi-a fost domnișor de onoare, omul apărea în toate pozele cu noi. Eu l-am venit pe băiatul ăsta până în ultima, a fost fratele meu. Mergeți pe Instagram la mine să votați despre care subiect vreți să aflați care e faza. Acum, dacă dați un search pentru cuvântul sosie, o să găsiți definiția asta. Persoană care seamănă perfect cu alta, încât nu pot fi deosebite fizic. Hai că n-am văzut persoană care seamănă perfect cu alta, dar în topurile alea cu vedete, chiar am văzut niște exemple bune cu oameni care seamănă. Dar eu cred că mai există un tip de sosii, alea mai neglijate. Am ajuns la concluzia că fiecare persoană cunoscută are o sosie de zici că e fratele cel rău, venit parcă din backrooms să ia locul. N-ai cum să stai pe internet, să scrollezi și să nu ajungă cumva la tine o poză cu unul care seamănă cu o vedetă. Înainte să ajungem la sosia lui Connector, adică Disconnector, eu zic că mai sunt câteva exemple bune pe care trebuie să le menționez pentru că sunt prea caterincă. Iar tu, cel care te uiți la clip și nu ai dat subscribe, da, cu tine vorbesc. Ce inimă de mamă vitregă ai de n-ai dat pe nenorocirea aia de buton roșu? Răcesc aici gura de pomană, tu. Bine să mă sare, știi că își așez în burtă. America e peste oceane. Europa de Est n-are acces la artiștii de acolo așa cu ușurință, doar la festivaluri. Dar stați liniștiți că avem variantele noastre. Donald Trump nu există, dar o avem pe Daniela Trump, care mai merge la sapă din când în când. Îl știți pe Dr. House din serialul ăla? Noi avem varianta Dr. Apartment. Oh, hell no, man. Iar aici îl putem vedea pe Wolverine în 3-3-5 cum vine obosit de la muncă și se uită cam urât spre spatele autobuzului. Probabil se uita la Eminem înainte să scrie melodia Mom Spaghetti. Și puțin mai în față era și Bruce Willis. Dar de acest Tony Stark destrăbălat, ce părere aveți? L-au concediat de la Marvel și de-aia era supărat. Sau de Vladimir Putin prins la Penny Market cu o săniuță în buzunar. Acum vreau să vă întreb, care e filmul vostru preferat din alea cu Harry Potter? Pentru că al meu e Harry Potter și prizonierul de la Jilava, uitați-vă la el. Avem și castul Breaking Bad. Domnul Alb la magazin își lua ingredientele să gătească o omletă, iar domnul Mihai își face plimbarea de pensionar. Ia, Leonardo DiCaprio, auzi? Asta e Leonardo fără Oscar. Sunt mai multe poze de genul pe internet. Dacă ar fi să restrângem perimetrul aici în România, cel mai recent exemplu e Disconnector. E vorba despre un om care seamănă izbitor cu Connector. I-am găsit contul și văd că la nume și-a pus Alin Sevraj. Bă, dacă ăsta nu e numele perfect, atunci nu știu care e. Vine din perioada aia când lumea își punea la nume Ionuț Spaima Vecinelor, Andrei Sufletul Frumos, Dorinel Alinarea Ta. Știți că circulă acum un trend cu citate de pe Facebook? Fix din era aia sunt numele astea. Disconnector a ținut-o scurt și la obiect, Alin Sevraj, și seamănă leit cu Connector. Are același zâmbet, barba încărunțită, exact ca originalul, aceeași freză, dar la ochi treaba stă puțin diferit pentru că are strabism sau... dacă știți ce e, să-mi spuneți. De aici au plecat și aluziile cu porec la Disconnector. Așa au apărut primele mimuri. Până să ajungă mimul ăsta la Alin Sevraj, el nici nu făcea content cu melodiile lui Connector. Dar din moment ce valul a crescut, a pus lip-sync-uri pe melodiile lui. Și credeți-mă că lumea nu a fost deloc blândă cu el. Plouă cu spin, inima mea umblă de sculță și beată de plăcere, îmi spune că nu renunță. Disconnector, dacă dragostea apare. Disconnector, eu vara dorm. Avem Connector acasă. Disconnector, plouă cu apă. Connector fără net. Connector după o săptămână cu Vali Spider. Cred că nu mai are semnal. Un fel de mix între Măru Gagicaru și Connector. Some madness and badness combination. Ah, e trendul ăla cu melodia lui Drake. Some madness and badness combination. Ștecher. Incorrector. Hai mă, coai mă. Disconnector, dă-te în cataracta mea. Bă, hai, deja o dăm pe alte făgașe periculoase, nu, hai să nu facem și tot asta. Îmi pare rău că trendul ăsta nu a ajuns atât de mare încât să treacă și pe la Connector. Să facă un duet cu el sau o reacție, sau chiar să se întâlnească, cum ar fi. Când a văzut că a prins la public, s-a apucat de live-uri pe TikTok. Clasic. Aici a continuat să facă mișto de situație. Chiar a cântat câteva melodii de la Connector. Vara nu dorm, vara nu dorm, nu am somn, nu am somn. La el s-a întâmplat să semene cu Connector, dar sunt persoane care își modifică voit înfățișarea ca să semene cu vedetele lor preferate. Mai știți când neveul l-a provocat pe Conor McGregor? McGregor, come here, motherfucker! Come here!
McGregor nu i-a răspuns, dar s-a găsit să-i răspundă Mac Grigore, varianta românească. Mă vrei schimbat cu McGregor, băi nebunule care ești, uite care-i treaba. Ți-am dat mesajul ăsta, nu pot să dau pe TikTok, nu pot să dau pe astea, că trebuie să nu mă urmărești. Vă rog eu să vă uitați pe pieptul lui să vedeți că a și încercat un tatuaj ca lui Conor McGregor, dar n-a ieșit ce trebuie. E și tuns ca el, roșcat. Un alt exemplu bun e Break, Ionuț Dima, Drake din Bragadiru, cum s-ar spune. Câte mimuri au apărut cu omul ăsta. Erau prea bune pentru că el și voia să semene cu Drake. Știu că la un moment dat avea coperta de la canal cu el și Drake. 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 Pe story, pe Instagram la mine, vă așteaptă polul pentru următorul episod. Care e faza cu piesa nouă a lui Dorian și mimurile care au ieșit? Sau care e faza cu Bordea și drama din viața lui? Vă aștept acolo.